Hello, bună dimineața, dragilor! N-am mai făcut de mult un vlog pentru YouTube, așa că în acest vlog vei vedea tot ce fac eu într-o zi, când sălile sunt din nou închise, vezi unde mă antrenez, ceea ce mănânc și tot ce fac eu într-o zi, așa că nu pierde acest vlog. Bun, antrenat și cu cardio. Masa cu numărul 1, micul dejun, terciul meu de fulgi de ovăz, 150 de grame fulgi de ovăz, 10 albușuri, 2 gălbenușuri, am adăugat scurtișoară, 10 grame ulei de cocos și 50 de grame de fructe de pădure. Deci cam așa arată. După care mănânc și o să merg pe bază, unde o să mă antrenez trupa. Trupa e dimineață. Ne vedem. Acum am cumpărat mix de legume, morcov, broccoli cu nopidă, cam astea le folosesc eu mult normal, spanac, fasole verde, fulgi de ovăz, esență de rom și migdale, asta le folosesc la dimineața în fulgi de ovăz și cremă de orez și ultima caserolă de carne de vită pe care am găsit-o. Nu prea îmi place foarte mult cum arată, dar o să mai curăț în grăsime și o să o folosesc înainte de antrenament. Bun, cam atât și cu cumpărăturile. Mergem acasă să-mi pregătesc mâncarea înainte antrenamentului, shakerele și să mergem să ne antrenăm. Tocmai ce m-am trezit, pentru că îmi simt nevoia să dorm un pic, așa că acum urmează să-mi pregătesc masa dinainte antrenamentului și de după antrenament. Dar înainte vreau să vă arăt un snack care mie îmi place foarte mult, pe care puteți să-l luați dimineața la cafea sau după micul dejun, când ajungeți la birou cu colegii. Sunt biscuiți proteici. Sunt 3 într-un pachet și vă zic și ce conține. 3 biscuiți, aveți 164 de calorii. Este ideal pentru un snack. Ca și surs, ca și proteine, aveți 14 grame de proteină. Atenție, 1 gram de zahăr, ceea ce este super. Carbohidrat 11, deci 11 grame de carb, 1 gram este zahăr. Și aveți și grăsimi. 8,5. Deci, chiar merită să-i încercați. Sunt super bun și de foarte bună calitate. Și nu conține zahăr, ceea ce contează foarte mult. Să avem grijă la ceea ce mâncăm, chiar dacă este un snack. Să avem un snack sănătos, care să fie cât mai scăzut în zahăr și cât mai bogat în proteine, bună calitate.
Bun. Hai să începem să pregătesc eu mesele mele. Astăzi sunt îmbrăcat în noul meu tricou cu Batman. Ieri am fost în Superman, am antrenat cu tricoul Superman. Astăzi o să mă antrenez în tricoul cu Batman. Bun. O să folosesc spanac, o pungă de mix de legume unde este conopidă, morcov și broccoli. S-o dau o carne de vită și mi-a mai rămas de ieri aici mirbul curcan. Toate acestea o să le iau, să le introduc în tigaie, o să cântăresc fiecare. O să cântăresc carnea, pentru că legumele nu o să le cântăresc. Bun, am curățat carnea de vită, am mărunțit-o, am adăugat puțin carne de piept de pui, aici ce a rămas. După cum am zis, mi-a plăcut mie foarte mult cum arată carnea. Urmează să o cântăresc. Bun. Eu practic o să îngătesc carnea pe toată ziua. Eu mănânc 600 grame, 200 grame la fiecare masă, mănânc 3 mese. O să adaug toată carnea în tigaie cu legumele. Legumele sunt pentru două mese. Și la următoarea masă, care ar fi cu numărul 5, acolo mai prepar în cotură de legume. Haideți să cântăresc carnea. Mare parte o să fie mai mult carne de vită azi, pentru că chiar aveam poftă de carne de vită. Carne de vită este carnea mea favorită. Și mai completăm cu piept de curcan, că mai trebuie puțin. Să-mi pun telefonul aici. Așa. Bun, 600. Să cum vă arăt. 601 grame. Și asta o să o adaug în tigaie. Peste care o să adaug legumele. Ca și condimente, o să adaug piper și sare. O să mai pun un vas de apă. Și rat o să adaug piperul. Aici, după gust fiecare, o să adaug sarea. De apă. Bun, cam așa arată. Și la foc încet, în 15 minute este gata. Drumul la foc, să fiarbă încet. 15 minute, eu cred că este gata. Iar acum să pregătesc orezul, să văd cum o pregătesc orezul. Eu mi-l fac mai mult pe bază de desert, pentru că îmi place foarte mult. Aici am 150 de grame de orez, peste care o să adaug îndulcitor, scorțișoară, esență de rom și de, am descoperit acum, de migdale. Și o să mai adaug apă. Aici fiecare își pregătește după gust. Poți să pui mai mult apă, mai puțin apă. Mie îmi place mai mult apă pentru că mă și hidratez în același timp. Și îmi provoacă acea senzație de sațietate. Bun, hai să vă arăt cum le pregătesc exact. Bun, aici am toate ingredientele. Am scortișoară, esența de migdale, de rom, am îndulcitorul. Și am putut să precizez că eu mai adaug și cafea. Cafea de care vreți voi, nu contează. Să dau prima dată îndulcitorul. Aici are după gust. Esența de migdale, esența de rom, să dau scorțișoară, mie îmi place mai mult scorțișoară, undeva la 10 grame, 10-15 grame, și o să mai adaug și cafeaua.
Să știți că e destul de greu să gătești și să te filmezi în același timp. Cafeaua la fel, după gust. Eu pun așa la ochi întotdeauna, pentru că mie îmi place mai cu gust de cafea. Așa, și acum urmează să pun, să amestec și după aceea să adaug niște apă. Bun, acum o să încep să amestec toată compoziția. După care să adaug apa, nu foarte multă. Aici tot așa după gust. Bun, și cam așa arată. Orezul cu scorțișoară, stați un pic. Orez cu scorțișoară, cu esența de rom, de migdale, cu cafeaua, îndulcitor. Până când se termină legumele cu carnea, o să-mi pregătesc shake-urile pe care le folosesc înainte, în timpul și după antrenament. Aici este raftul cu suplimente pe care eu le folosesc, să vi le și arăt. Toate sunt de la Natural Plus, firma care mă sponsorizează pe mine și sunt suplimente pe care le folosesc de foarte mulți ani. Și avem creatină, glutamină, BCA, glutamină, pre-workout, este foarte bun pre-workout-ul ăsta, chiar vi-l recomand. Aici, în spate, mai am izolatul proteic. Sus, rapid mass, BCA, glutamină, aminoacizi. Și aici, în spate, opa, astea e cam pregătate. Aici, în spate, dextroza, în timpul antrenamentului și după. Bun, să încep să-mi pregătesc eu frumos shake-urile. O să îmblăm așa, dextroză, creatina o iau cu masane în antrenament, glutamina am aici, prior ca o înainte de antrenament, izopurul și amina. Undeva îi dau shake-ne. 1 și încă 1. Este un shaker foarte vechi, la Universal. Și arătau mai de mult primele shake-ere. Și aveau capac de la care împingeai și se prinde aici. O formă, dar nu sunt foarte, nu erau cu filet, nu le văd foarte sigure atunci când transpoz lichid și îl ții în geantă. Când astea la alte cu filet sunt mult mai fiabile. Bun, înainte o să-mi pregătesc primul shaker. Intra workout-ul unde folosesc 30 de grame de dextroză. Aici o să-mi adaug 10 grame de BCA, să vedem câte grame sunt aici, de și BCA tot 10 grame și glutamina 10 grame. Să vedem ce avem aici. Ceau, două cupe, s-a pus în 10 grame, perfect. Deci, și amino. La
la mine o dau o lingură, tot așa, undeva la 10-12 grame. Bun, urmează shake-ul de după antrenament, îmi folosesc 10 grame de dextroză, pardon, 20 grame. Și izopur 30 de grame. Perfect. Bun, și cam astea sunt intra-workout-ul, post-workout-ul și înainte antrenament cu masă dinainte antrenamentului. Creatină 10 grame și înainte de antrenament două cupe de supracharge și o cafea, bineînțeles, mai adaug. Bun, haideți să vă arăt și masa dinainte antrenamentului pentru că este totul gata. Aici am un fel de supă, putem să zicem, cu legume, carne de vită. Aici am orezul cu scorțișoară și îndulcitor și esența de rom și ce ați văzut ce am mai pus. Bun, asta este masa mea cu numărul 2 înainte de antrenament cu oră jumate, după care o să vă arăt și suplimentul pe care îl iau înainte de antrenament cu oră jumate, adică după ce termin de mâncat iau următoarele suplimente. La ce mă uit eu în timpul liber sau când mănânc, mai primesc întrebarea asta, dar în afară de desen, te mă uit la ceva, bineînțeles că mă uit, haideți să vă arăt și la ce mă uit. Am mai uit la chestii legate de sport, cum ar fi culturismul, pentru că este sport pe care îl practic. Mă uit la podcasturi, la diverse păreri a altor sportivi. Mă mai uit și la Zayafet, bineînțeles, îmi place foarte mult tipul de la Zayafet. Aici sunt desenele la care mă uit eu. Sunt în spaniolă, bineînțeles. Este un site. Acum urmăresc aventurile lui Spider-Man și să cred că e din 2004 seria. Și acum, sincer, nu știu la ce să mă uit, dar cred că o să mă uit tot la un podcast despre culturism. Bun, și acum vreau să vă zic ce folosesc eu cu masa dinainte antrenamentului pentru a mă focusa mai bine pe antrenament, pentru a reduce starea de oboseală și a fi mult mai concentrat și avea o pompare mai bună. Eu am notat și chestia asta, sunt mult mai pompat, simt mușchii mult mai bine în timpul antrenamentului. Așa că combinația constă în magneziu, ginseng, zinc, B6 și maca. Această combinație o să vă ajute să vă concentrați mult mai bine în timpul antrenamentului, o să aveți energie mai multă și o să aveți un antrenament mult mai eficient. Așa că eu acum o să merg la sală și o să filmez și pe acolo să vedeți cam ce exerciții am făcut. Dau pe atare. Dau pe atare. Dau pe atare.
Acum o să-mi pregătesc crema de orez. De obicei o mănânc după antrenament, de asta când o mănânc înainte de antrenament. Să vă arăt cum o pregătesc. Tot ce avem nevoie este de scorțișoară, făină de orez și o să le cântăresc. După care o să le mixez cu această ustensilă. O să am nevoie de 160 de grame de făină de orez. Știți că crema de orez mă încarcă foarte bine cu glicogen. Îmi dă foarte multă energie sau mă recuperează foarte bine după antrenament. Bun, 160, perfect. Și acum o să introducem și scorțișoara. Scorțișoara așa după gust, nici prea mult, nici prea puțin, undeva la 10-15 grame. Și acum o să mixăm. Odată ce am mixat făina cu scorțișoara, le adăugăm în apă fiartă și amestecăm. Deci practic ca și un griș. O să ne iasă. Lăsăm la formă încet. Și în 10 minute este gata. Ieri mi-au intervenit niște chestii și n-am mai putut să fac videoul exact în ordinea în care am făcut eu mâncarea și toate. Am mâncat crema de orez înainte de antrenament. După antrenament am mâncat, o să vedeți, cartofi cu pieptul de cu carne de vită și pieptul de curcan. Și acum am pregătit crema de orez. O să o mănânc și o să merg din nou la antrenament. Astăzi o să fac spate, biceps și fesieri. Ieri am făcut piept cu femurală. Aceasta este crema, făina de orez pe care eu o folosesc. Și nu vreți să știți ce mai am pe aici prin dulap. Cereale cinimini. Bun, nu sunt ale mele. Am ciocolată. Chestii care nu vi le recomand să le mâncați pentru că sunt de foarte proastă calitate. Bun, crema fierbe. O să vă arăt imediat ce mai adaug în ea. Bun, am presărat cafea pe deasupra, pentru că eu folosesc destul de multă cafea, într-adevăr, și la micul dejun o să adaug un dulcitor. Bun, eu cred că e suficient. Nu vreau nici prea dulce. Și o să mai adaug, să vă arăt, după ce se răcește, bineînțeles, să mai adaug esență de migdale și rom, pentru că îi dă o aromă foarte bună. Această cremă de orez o folosesc pe post de desert, să fie ceva dulce, pentru că și eu simt nevoia de dulce, mai ales în pregătire. Bun. Cam atâta și ne vedem la antrenament sau când plec la sală. Să vă arăt ce mănânc imediat după sală și shake-ul proteic pe care îl beau. Bun, ați văzut cam ce mi-am pregătit de ieri.
Și cam aia este. Dar după sală mai adaug o brondele de orez. Împreună cu și cu proteic și după aia mănânc. Am luat orezul expandat după antrenament. O prundele imediat după antrenament cu shake-ul de proteină. Bun, mi-a terminat și antrenamentul. Merg acasă, îmi pregătesc cartofii cu carne de vită și după care îmi pregătesc ultima masă. Bun, și aici am masă cu numărul 5. Am cartofi, 300 grame de cartofi, spanac, ceapă și 200 de grame de carne de vită. Condimente, sare, piper, fiecare pune ce îi place. Bun, și aici avem ultima masă pe ziua de azi. Albușuri de ou cu avocado, două linguri de vinete și pătrunjelă. Bun, cam asta a fost vlogul, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă scrieți canalul meu de YouTube și să fac și alte vloguri, bineînțeles, doar dacă v-a plăcut. Lăsați în comentariu dacă v-a plăcut sau nu și dacă vreți să abordez și alte subiecte.